Alertă în județul Prahova. Autoritățile au început să ia măsurile necesare pentru a evita apariția unui focar de peste porcină africană. În ultima perioadă, virusul a fost confirmat în țări apropiate de România, ca Ucraina, Belarus, Federația Rusă și Polonia, iar pericolul să ajungă și în țara noastră este foarte mare. Este o boală virotică transmisă de un virus pe care îl întâlnim destul de des la corpul sălbatic, care reprezintă vectorul de transmisie a acestei boli, foarte contagioasă, care poate afecta, așa cum a spus, orice domestic și sălbatic, indiferent de vârstă și sex, caracterizată clinic prin hipertermie, tulburări vasculare, respiratorii nervoase, iar anatomopatologic prin diateză hemoragică. Animalele infectate cu pesta porcină africană prezintă în primul rând roșeață sau învinețirea pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și a pieptului. Virusul se transmite direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect prin hrana porcilor. În cazul pestei porcine africane nu există vaccin și nici tratament, așa că rata de mortalitate este de aproape 100%. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au luat o serie de măsuri. Urmărirea tot înseamnă intrări de animale vii și produse, carne și produse din carne din localități, din țările în care evoluează boala. Orice suspiciune de peste va fi transmisă la către Institutul de Diagnostic Sănătate prin București. Mai departe, în data de 4-11 am avut o instruire cu toți medicii veterinari de liberă practică din comunele din județul Prahova, cu orașele și comunele, în care am prezentat toate materialele legate de pesta porcină africană. Reprezentanții DSV au distribuit în județ postere cu informații legate de pesta porcină africană și i-au instruit pe administratorii fermelor și pe cei ai fondurilor de vânătoare. Orice suspiciune trebuie anunțată la medicul veterinar.